Candidații al de Mehedin s-au întâlnit astăzi cu membrii sindicatului Sanitas din Spitalul Județean Drobeta Turnu Severin pentru a discuta despre nemulțumirile din sănătate. Cea mai dezbătută preocupare a fost cea referitoare la ordonanța 20 atacată de altfel de guvern la Curtea Constituțională. Cei de la ALDE fac cunoscut faptul că din punctul lor de vedere legea votată de parlament trebuie pusă în aplicare. Am avut o discuție constructivă cu sindicatul Sanitas, sindicatul TESA din Spitalul Județean. Am discutat despre actele normative adoptate sau, mă rog, neadoptate și atacate la Curtea Constituțională, respectiv ordonanța 20, care a devenit lege prin adoptare de către Camera Deputaților și care a fost atacată la Curtea Constituțională de Guvernul Cioloș. Avem aceeași opinie împreună cu sindicatele că această lege trebuie să se aplice, e vorba de legea cu măririle salariale. Am reiterat că ALDE este garantul, eu personal, domnul deputat Viorel Palașcă, că această lege, când ALDE va ajunge la guvernare, se va aplica ad literam. Am avut chiar și o discuție tehnică, sunt și în această lege câteva mici probleme pe care le vom remedia prin amendare. Sindicatele o să ne pună la dispoziție aceste mici amendamente pe care le va aduce domnul deputat în Parlament. Tot la întâlnirea de astăzi s-a vorbit și despre proiectul de ordonanță de urgență care modifică legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și care a luat în vizor, se pare, pe managerii de spitale. Am avut o discuție și despre ordonanța dată alaltăieri de către guvern. Iarăși am fost cu toții de acord și noi și sindicatele că această ordonanță a fost dată pe picior, fără consultare publică, așa cum am spus și data trecută, de suntem în asentimentul lucrătorilor din sistemul sanitar că această ordonanță este neavenită și nu era momentul să se dea acum fără consultare publică. Am concluzionat împreună cu sindicatele că vom avea întâlniri periodice în care vom discuta toate problemele și pe care le vom duce sub formă de, pe care un deputat le va duce sub formă de inițiative legislative în Parlament. Deputatul Viorel Palașcă i-a asigurat însă pe sindicaliștii de la Sanitas că ALDE susține aplicarea acestei legi, întrucât mărirea salariilor din cele două domenii este vitală. Sunt totul de acord că legea salarizării este bine că a fost votată. Așteaptă și dânsii cu sufletul la gură decizia Curții Constituționale și eventual reacția președintelui Iohannis. Eu i-am asigurat că, indiferent de aceste două hopuri care vor fi în ceea ce privește implementarea legii, partidul nostru ALDE va susține în continuare adoptarea și mai ales aplicarea acestei legi. Nu trebuie să aibă niciun fel de îndoială. Le-am mai spus de asemenea că am văzut poziția publică a ministrului finanțelor din actualul guvern Cioloș, care a exclus, prezentând proiecția bugetară pentru anul 2017, a exclus din start din proiecția această bugetară atât mărirea de salarii din sistemul sanitar cât și din educație. Deci le-am explicat foarte clar, de fapt erau și dânsii informați că acest guvern Cioloș, susținut de către Partidul Național Liberal, nu are nici cea mai mică intenție, prin proiectul de buget vorbim acum, nu vorbim de declarații, de a acorda vreo mărire de salariu. Sigur, am mai discutat și alte subiecte legate de sistemul sanitar, sunt probleme care pot fi tratate și cu totul altfel. Eu sper ca în continuare legătura dintre noi și dânsii să fie una cât mai bună și ajutorul pe care îl vor simți și din partea partidului nostru să fie unul consistent. Primul ministru Dacian Cioloș a anunțat că guvernul a atacat la Curtea Constituțională modificările aduse de Parlament la Ordonanța de Urgență 20. Este vorba despre majorările salariale din educație și sănătate adoptate la începutul lunii de Camera Deputaților ca for decizional.